Păi, domnul profesor, să ne dați un model. Am găsit. Să trăiți. Să trăiți. Scrați de la București acum. Cum ați călătorit? Vă bucurii de-am înțeles că... La Muncești. A, da? Aici. Da? La Muncești. Bravo. Și de aici. Și mulți. Și mulți. Eu mă bucur de la Muncești. Și să avem un simpozion cât mai productiv, cât mai eficient. Care 30% din suprafața de vie din România și produce aproape 40% din cantitatea de vie care se produce. Nu înseamnă că dacă știm că au fost mai multe cutremure înainte, pentru că o asemenea idee sau ipoteză a fost făcută de americani acum 30 de ani cu California. Și nu s-a întâmplat niciodată. Adică nu înseamnă că dacă ai avut cutremur înainte, ba din contră, ar spune că ne pauză la Brancea. Eu am spus foarte clar că urmează un cutremur de mare adâncime. Ori un cutremur de mare adâncime nu au această vârstă de 37, este vorba de 64 de ani, de 102 ani sau cine știe, poate 200 de ani. Să știți că este o variantă unui cutremur foarte puternic către sfârșitul secolului. Dar poate să fie și la 64 de ani. Dacă înseamnă 64, înseamnă 2040-2060, cam așa ceva, pentru că nu, anul este greu deocamdată. Deocamdată nu ne-am ocupat și nici nu putem să măsurăm degajare de energie la adâncimea aia, pentru că am spus tot timpul că cel mai adânc foraj din lume este undeva făcut și în Germania, aproape de Potsdam, dar este cel făcut de către ruși, undeva în Kamchatka, dar este pe fundul unui lac. Nimeni nu are o soluție și nimeni nu se poate prevedea un cutremur. Poate că vom reuși cumva să controlăm mai bine în perspectivă, având în vedere că noi ne ocupăm de aceste particularități ale cutremurilor în cene, știți? Eu, sincer să spun, în momentul de față, nu cred că vom putea să știm... Dar nu cred că asta e soluția. Soluția e să construim bine, să... ca oamenii, în momentul când fac o casă, să știi să o facă lumea. Eu pot să vă spun că nu vor cădea blocurile construite chiar după 62 încoace, adică noi făcute. Vor cădea construcțiile făcute vechi. Gândiți-vă că în București, de exemplu, sunt clădiri din secolul 16, 17, 18, 19. Sunt obosite de timp. Având în vedere că va fi un cutremur foarte puternic, va afecta, în primul rând, Moldova, partea de sudică a Moldovei, Basarabia, adică Republica Moldova. Cred că va avea o directivitate către Odessa. Suntem pregătiți în cazul unui cutremur la nivelul județului Vrancea să avem cu ce să intervenim, să avem mijloace. E foarte greu de spus că de răspuns la întrebarea dacă suntem sau nu pregătiți, pentru că nu știm în ce va consta. Din punctul nostru de vedere, e clar că avem și structuri stabilite, avem și mijloace care sunt stabilite, iar Comitetul Județean de Situații de Urgență, prin structurile pe care le are, monitorizează orice situație care poate apare, dar depinde de gravitatea problemei cu care suntem confruntați. Dar, în principiu, suntem pregătiți. Americanii chiar au o vorbă și anume, domne, cine îți dă siguranța într-o locuință? Răspunsul este Agenția de Asigurări. Bun. Și atunci, pentru tine, ca cetățean, care este lucru prioritar în cazul unui seism? Răspunsul este să scapi cu viață. Iar un cetățean aflat într-o locuință, cu cât acea locuință este construită din materiale mai ușoare, cu atât pericolul la care el este supus este mai mic. Deci, construcțiile de lemn, construcțiile de plastic sunt cele care asigură o rezistență și o șansă ca cetățeanul respectiv să scape cu viața, oricum nu betonul. Știți că după toate cutremurile care au fost acum, va urma un cutremur mai mare? Așa s-a avut, și așa au spus și aseară la televizor. Nu știu, dacă o fi multe mici, poate nu mai fi mari. Da. Că dacă intensitatea. Da, că sunt aleu ce-a mai fost, Doamne. Nu mi-a fost frică niciodată. Câte au fost, am ieșit aici și n-am pățit nimic. Și ce ați făcut că după ce ați ieșit? Am ieșit afară să te jumna cu tremurile, am intrat înapoi. Toate câte au fost până acum, eu n-am simțit unul. Toată lumea zice că se simte, eu n-am simțit. Simt că sunt sus. Ce ziceți dacă va urma un cutremur mai mare, suntem pregătiți? Nu suntem pregătiți. Nu suntem. Spuneți-mi, de ce? Păi da, însă și autoritățile nu sunt pregătite.
E greu, eu sunt la 4. Și ne frică și de zilele mele. Și mă doare chișorul, nu pot să fugă, ca am actroză. Spune-mă, dar să ferească, Dumnezeu e mare. Ne ocrotește pe toți. Și tineret, poate și bătrânii. Dar eu așa zic că, dacă a fost atâtea cutremuri, mici, și a mai dat drumul de intensitate, și ăsta va fi mai mic. Mai mic. Nu va fi de 7 grade, cum anunță. Va fi mai mic. Dacă va fi de 7 grade? Dacă va fi de 7 grade, ne hăstă și ne duci în braz.